Portretul colegei de bancă, de Mircea Sântimbreanu. Copiii au primit ca temă la limba română, pentru după vacanță, să facă fiecare un scurt portret literar al colegului de bancă, portret fizic și sufletesc, cum arată și ce fel de om e. Cele două colege de bancă și totodată vecine, Victorița și Dana, s-au așternut pe treabă. Primele fraze au și fost scrise pe caiete. După cât se pare, temele sunt terminate, din punct de vedere fizic. Victorița își lungește gâtul spre caietul colegei. Citește-mi, o roagă ea, mor de curiozitate să știu ce ai scris despre mine. Da, pe urmă, îmi citești și tu, nu-i așa? Se înțelege? Zi! Da, nu te superi. Cum o să mă supăr? Pe onoarea ta? Pe! Colega respiră adânc. Șterge de pe caiet câteva fire imaginare de praf și începe. Ascultă, colega mea de bancă este foarte deosebită de mine. Așa și este? Zi mai departe, tu, mor de curiozitate, tu să vezi cum mă vezi tu. Colega nu se lasă rugată și continuă. Ea este o fată bondoacă. Cum? Se încruntă brusc jignită Victorița și își pipăie talia. Sunt eu bondoacă? Ce? Vrei să zici că nu? Așa-ți zic toți copiii, bondoaca. Asta tu ai scornit-o, se înfurie Victorița. Șterge imediat bondoacă. Și ce să pun? Durdulie? Nu, să nu pui durdulie. Dar ce? Rotofeie? Nu, să nu pui rotofeie, scrie... Caută cu ochii închiși cuvântul potrivit, cealaltă o ajută. Îndesată, grăsană, crede-mă, tot mai bine e bondoacă. Nu, scrie așa. Ea a slăbit cu 2 kg și 300 de grame. Nu se vede, zău tu, nu se vede. Ba, se vede, i-o reteză Victorița. Dacă vreți, arăt și rochițele. Da, ce, eu fac portretul rochițelor? Victorița se dă bătută, zâmbește acru. Da, știi, sunt curioasă să știu ce ai scris mai departe. Poi să-ți zic. Am scris așa, continuă netulburată Dana. Colega mea are o față lătăreață. Cum lătăreață? Da cum? Îngustă? Uită-te în oglindă. Mai are un nas borcănat și urechi măricele. Asta e tot. Victorița s-a făcut palidă de ciudă. Își mușcă buzele, vorbește printre dinți. Da? Bine. Uite ce am scris eu. Colega mea de bancă este foarte deosebită de mine. Așa și este, întărește cu satisfacție Dana. Ea este o lungană? Cum? Sare ca arsă Dana. Așa am scris, dar acum adaug. Și-o ciolănoasă, și-o derișirată, cu un nas ca o trompă de elefant. Da? Tu faci și comparații? Bine, mormăie Dana amenințător. Păi crezi că eu nu pot să scriu un loc de are urechi măricele, are urechi ca niște foi de varză murată? Și bărbia ascuțită ca un vârf de pantof? Îți convine? Victorița o privește drept în ochi. Îmi convine. Uite, scriu și eu. Are degete ca niște dopuri de plută și o strungăreață între dinți ca Dunărea la porțile de fier. Dana sare în sus și răstoarnă scaunul, dar e atât de furioasă că nici nu bagă de seamă. Da? Hai la oglindă, poftim! Își lipește nasul de luciul oglinzii și vorbește cu degetele între dinți ca o furculiță. Sune, unde vezi tu la mine porțile de fier? Și tu unde vezi la mine varză murată? Țipă Victorița trăgându-se de urechi. Acum s-au mai mult comit, parcă. Sunt puse pe tratative. Ștergi ciolănoasă și deșirată? Și tu ștergi față lătăreață? Șterge tu mai întâi, se roagă Dana. Ba tu! Bine, nu vrei? Se înfurie din nou Dana. Las că te aranjez eu. Din punct de vedere sufletesc, se repede la masă și apucă hotărâtă tocul. Ce vrei să mai scrii? Întrebă uimită Victorița. O să scriu că ești o egoistă. Și eu am să scriu că în orele de română scrii la matematică și copiez temele. Și eu n-am să scriu că ai fugit de la ultima adunare de grupă ca să fotografiezi la minut? Și tu nu te-ai prefăcut bolnavă pentru că nu învățasești poezia pentru serbare? Dana a rămas încremenită. Cu tocul în aer, simte că îi izvorăsc două șiruri fierbinți de lacrimi din ochi și vorbește cu glas tremurător. Fii tu în stare să scrii asta? Victorița s-a înmuiat și ea.
Dacă scrii de adunarea de grupă... Nu scriu, dar nici tu de copia temele. Și nu o să scrii nici de fotografie? Nu, dacă ștergi că n-am învățat poezia pentru sărbare. Dar ștergi și tu că sunt egoistă și că am nasul borcănat? Și cum să scriu? Victorița se gândește un timp, apoi izbucnește veselă. Știu, potrivit! Și despre față, potrivită! Și despre ochi, potriviți! Bine, șterg, consimte Dana, dar scrii și tu la fel. Mai încape vorbă? Uite! Un timp se aude doar râcâitul penițelor în caiete. Curând lucrurile au fost transcrise. Dana lasă tocul jos și citește Victoriței. Colega mea, Victorița, este foarte deosebită de mine. Ea are nasul, gura, părul, ochii potriviți. Din punct de vedere sufletesc, ea este o fată foarte potrivită. Victorița citește și ea lucrarea ei. Colega mea, Dana, este foarte deosebită de mine. Ea are nasul potrivit, gura este potrivită, părul și ochii sunt potriviți. Din punct de vedere sufletesc, este o fată foarte potrivită. Cum, veți exclama, nu e nicio deosebire între ele? Oh, ba da, și încă multe. Din punct de vedere fizic, Victorița are în plus 3 virgule. În schimb, din punct de vedere sufletesc, e mai bogată Dana. 2 puncte și o pată de cerneală în plus.